la Senat pentru a-i se cere practic să nu pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă. Cred că a fost un semnal extrem de prost dat cu privire la capacitatea noastră de a respecta statul de drept. În aceeași zi, din păcate, la Camera Deputaților se dă o altă probă majoră. Un deputat a cărui, pentru care exista solicitarea arestării, pe motiv că a modificat probe și a încercat influențarea unei anchete penale, mă refer la deputatul Păun, nu primește această încuvințare de a fi dus în fața unui judecător cu propunerea de arestare. De ce? Pentru că un grup de la PSD și un grup de la PNL, în frunte cu doamna Gorghiu, au părăsit Camera Deputaților și nu s-a mai întâlnit vorumul. Deci în aceeași zi, în ambele camere ale Parlamentului României, era înfrânt statul de drept. Și spun acest lucru în condițiile în care nu sunt un adept al arestărilor. Dar sunt lucruri asupra cărora niciun stat democratic nu poate să treacă spunând n-are nimic. Criminal, tâlhari, încercarea de a falsifica probe, violatorii în orice stat democratic sunt arestați imediat. Din acest motiv, ceea ce a făcut Camera Deputaților legat de domnul Păun este împotriva statului de drept. Și pentru că tot a fost o miercure neagră, vine și președintele României, tot miercuri, cu o declarație în care spune nici mai mult, nici mai puțin, pe o hotărâre judecătorească definitivă împotriva trustului intact, este un act administrativ care trebuie analizat. A fost cea mai neagră zi pentru statul de drept. Țineți cont că eu susțin acest lucru în condițiile în care nu sunt un adept al arestărilor în exces, al spectacolului arestărilor. În timpul mandatului meu au fost condamnați un prim-ministru, un viceprim-ministru și 9 miniștri. Nu mai vorbim de membrii ai Parlamentului. Niciunul nu a fost arestat preventiv. Toți au fost condamnați când le-a venit sorocul. Pentru că, în afară de situațiile flagrante, nimic nu justifică arestarea înainte de a fi judecat. Este obligația noastră ca între puterea formidabilă pe care o are statul în raport cu cetățean. Ce este un cetățean în fața parchetului, în fața SRI-ului, în fața structurilor de forță ale statului? Este o gâză pe care instituțiile o strivesc fără ca biata gâză să-și dea seama că a fost strivită. Dacă între om și instituțiile de forță ale statului nu se așează respectarea drepturilor omului, statul n-are cum să fie stat de drept. Și omul are dreptul la imagine, are dreptul la libertate, are dreptul la un proces echitabil și un criminal are dreptul la o anchetă penală corectă și la o judecată corectă. Dar aminte atunci când nu vorbim despre așa ceva. Deci, dincolo de statul de drept, dincolo de a avea instituții puternice, capabile să lupte cu corupția, cu fenomenele de tip mafiot, cu evaziunea fiscală, deci dincolo de
nevoia ca statul să fie puternic pentru a fi stat de drept, trebuie să respecte și drepturile omului. Fie că este vorba de dreptul la imagine, dreptul la educație. Atenție! Dreptul la educație este un drept al omului, un drept constituțional. Dreptul la sănătate este un drept constituțional. Noi am ajuns și am observat acest lucru și în timpul mandatului meu să tratăm problema educației, care este un drept garantat de Constituție, problema sănătății, un drept garantat de Constituție, să le tratăm ca pe ceva, mi le dă sau nu mi le dă statul, să vedem.